La nivel de țară sunt calamitate 1.200.000 de hectare, din care 400.000 de hectare sunt calamitate declarate numai în județul Constanța. Și mai sunt încă vreo câteva zeci de mii și în județul Tulcea, care beneficiază pe o parte din suprafață de irigație. Județul Constanța are peste 450.000 de hectare afectate de secetă, adică mai mult de o treime din suprafața totală este distrusă la nivel național. Motiv pentru care agricultorii au cerut sprijin guvernanților, însă au primit doar promisiuni. Așa că membrii Asociației Producătorilor Agricoli din Dobrogea au protestat joi în fața prefecturii. Au existat promisiuni anul trecut, pe tot parcursul anului, că se vor acorda despăguri pe culturile de toamnă. Banii nu sunt prevăzuți în actualul buget și solicităm alocarea banilor și de asemenea vrem să dezvoltăm sistemul de irigații. Realitatea din agricultură este ceea ce este și plus faptul că au promis și să mincinoși. Deci au promis și acum nu se țin de cuvânt. 570 de milioane de euro trebuiau să ajungă la fermierii din județele Constanța și Tulcea. Agricultorii sunt nemulțumiți și pentru că banii promiși nu au fost incluși nici în bugetul de stat pentru 2021. Să nu-și bată joc de agricultură, sunt foarte mulți oameni care riscă să intre în faliment. Banii există, vor exista, important este să dea, important este să le pese de agricultură, de agricultori, de starea agricultorilor și să înțeleagă că banii pe care îi alocă acum sunt bani care se întorc în economie și vor salva nu numai pe fermieri, dar și locurile de muncă pe care aceștia le-au creat. Statul, ca un bun administrator, ar fi trebuit și trebuie să prevadă un fond de rezervă pentru calamități și dezastre naturale, la care să apeleze atunci când se întâmplă lucruri de genul celor întâmplate anul trecut. Statul nu gestionează bine banii. Banii există, dar noi nu cerem decât gestionarea bună a banului public. Fermierii spun că au fost luate credite de la bancă pentru a face investiții, însă producția de anul trecut nu a fost suficientă nici măcar pentru a acoperi cheltuielile minime. Am investit pentru anul 2020 aproape toți banii pe care trebuia să investim în culturile agricole, într-o producție neterminată, într-o producție în curs care nu s-a mai definitivat, nu s-a mai concretizat. Noi nu am avut niciun fel de venit din agricultura anul trecut. Deci nu mai pierde. Nu mai pierdere, nu am luat absolut nimic. Oamenii spun că dacă nu vor primi ajutor, în 4-5 ani, din cauza schimbărilor climaterice în județul Constanța, nu se va mai putea face agricultură deloc. Agricultorii sunt dispuși să continue seria protestelor și să meargă chiar și la București.